alături de oastea lui Avram Iancu s-au înregimentat o mare parte din locuitorii Tulzii și amintesc că numărul celor care au devenit jertfă de eroi sunt de 26 plus cei din tribunalele de sânge care s-au organizat la Turda. Deci eroi am avut și atunci. În primul război mondial avem din Turda peste 100 de eroi care au căzut pe câmpul de luptă sau în temnițe sau în spitale. Numărul lor este foarte mare, dar avem de acum și numele lor. Numele tuturor eroilor din primul război mondial pe care o să-l aibă toate bisericile din protocopiatul Turda. Și în al doilea război mondial au fost victime deosebite de mari. În zona noastră s-au dat mari lupte, de aceea a fost și considerat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial cu numele de erou. Au fost victimele unor crime oribile săvârșite în perioada sfârșitului de an 1944, când în apropierea eliberării Turzii de trupele româno-sovietice. În general, respectul pentru eroi la român s-a păstrat ca o regulă de comportament credincios și aproape în toate satele noastre, începând cu 1922, s-a realizat câte un monument, mai mic sau mai mare, dar el a fost cinstit întotdeauna și se respectă la sărbătorile acestea religioase, în special la Ispas și la Florii, când se aduc slavă eroilor, atunci familiile sunt cele care lăcrămează, aduc o floare, aduc o rugăciune, așa cum facem și noi de după 1989 la Hărcani, acolo chiar pe loc unde s-a produs acea crimă oribilă, sau la Turda, în fața acestui monument, unde au venit personalități foarte mari, demnitari întotdeauna, și s-a bucurat de un parastas, așa cum merită acești oameni de vechi. Și pentru veteranii care au fost alături 6-7 ani în primul război mondial, s-a făcut și în Turda niște lucruri importante și avem crucea aceea de pe cimitir, de deasupra cimitirului, care amintește acolo toți eroii, fie care au fost români sau de altă naționalitate, pentru că spiritul european este să cinstim, să-i respectăm, mai bine zis, și pe soldații altor state, pentru că au fost trimiși în luptă de conducerile statelor respective. Primul război mondial a avut efectul cel mai mare pentru că țărani aceștia, plugari, țărani, ostași români, au fost cei care au reușit să facă România mare, au reușit să facă unirea aceasta pentru totdeauna și în străinătate, să știți că sunt respectate cimitirile ostașilor români peste tot, în Franța, în Germania, în alte țări, și noi avem același respect și ați văzut, știți și dumneavoastră, ce a însemnat un respect pentru tatăl postului președinte al Germaniei la Ceanul Mare, când s-a văzut această, chiar protopopul nostru de astăzi a fost martorul acelor pomeniri, să spun, când toate țările Europei au aflat de această omenie a firii țăranilor din Ceanul Mare. Dar și în alte părți s-au produs aceste
acest respect pentru pentru eroi. A fost acest respect și îl avem la Moldovere sau la Turen și în alte părți, semne de mormânt în care sătenii de acolo, cei care lucrează în satul respectiv, s-au gândit că trebuie respectați acești eroi care s-au jertfit. Eu am să vă citesc o mică poezioară, mică, foarte mică de tot, că știu că obosesc, scrisă de un veteran din Turda, profesor, un prieten al meu și al dumneavoastră. Mi se pare evocare de veteran. Mi se pare că spune el multe lucruri, ceea ce trebuie să facem pentru acești eroi. Întotdeauna, că nu numai pentru o generație, se rămână acolo inscripționați pentru neamul românesc. Eu nu știu cum mi-aș sugera în cuvinte iubirea țării în elogii sfinte, ca și urmași al ființei strămoșești în spiritul dreptății românești. Din osul dacic al acestei nații, rămasă o credință în generație, sălășcluind aici cu vrednicie, cu toți strămoșii veșniciți în glie. Oricâți dușmani trecut au peste noi, cu abuzuri, cu invazii sau război, le-am generat riposte în vitejie să ne apărăm eterna România. Aș propune, domnule primar, pentru anii viitori, să nu se uite că e păcat și din partea noastră ca slujitori ai bisericii, din partea comunității turdene a autorităților, ca prima duminică din octombrie să se țină. Nu așa să mai bâșbâim ban septembrie, ban octombrie, ar fi bine ca în prima duminică să se fixeze. E, omul are nevoie de niște tipare și niște repere, să se facă această comemorare mai simplă, mai nu contează numărul și așa mai departe. Dacă vremea ar fi vreodată improprie pentru a sluji afară, puteți să facem în continuare în biserică. Dar hotărâți-vă, nu este ceva, dar eu aș propune să se fixeze o dată, duminica sigur. Îmi pare rău că credincioșii noștri la catedrală în zilele acestea de toamnă sunt mai puțin prezenți la biserică și mai puțin prezenți la parastas. Aș fi vrut să fie măcar, pentru că noi am avut șansa să trăim, nu? Să n-avem anii și grijile de atunci și vremurile de atunci și nemernicii de atunci să ne fie contemporani. Ar fi bine ca să măcar să poposim 15 minute la un parastas și să-L provocăm pe Dumnezeu să ne privească și să ne ferească de demenții lumii care sunt și printre noi destui astăzi, de oamenii care controlează și vor să ne controleze și viața sufletească, nu numai pe cea politică socială. De aceea, hotărâți-vă și ne comunicați. Eu cred că e hotărât.